Mulțumim Domnului pentru îndurarea sa și pentru faptul că până aici am avut posibilitatea să ne închinăm Domnului, să ne rugăm Lui și credem că ne-am rugat unui Dumnezeu care aude, unui Dumnezeu care poate și un Dumnezeu care lucrează, onorat să fie numele Lui în veacă veci. Amin. Dragii mei, îmi vine înaintea dumneavoastră cu câteva anunțuri. În primul rând vreau să vă spun faptul că după masă vom avea părtășie la Casa Domnului de la ora 18. Vă așteptăm pe fiecare dintre dumneavoastră și nu doar pe dumneavoastră, și pe alții care vor să fie împreună cu noi la această întâlnire. Și-a anunțat prezența în mijlocul nostru și fratele Adi Varga și ne rugăm ca Domnul să-l ajute să ajungă cu bine în mijlocul nostru și Domnul să-l folosească în slujire de după masă. Așa că haideți împreună să putem să fim aici și să ne bucurăm de tot ceea ce Domnul are pregătit pentru noi și Domnul să lucreze cu harul său. Săptămâna care urmează, miercuri, vom avea un timp de rugăciune aici, de la ora 19, așa cum este cunoscut. Apoi, vineri, tineri se întâlnesc, iar duminică din nou ne întâlnim conform programului obișnuit dimineața de la ora 10 și după masă de la ora 18. Vreau să vă mai anunț, așa cum promisesem și miercuri, faptul că nu săptămâna viitoare, ci cealaltă săptămână, adică în data de 12 și 13 iulie, asta cade miercuri și joi, miercuri și joi, nu săptămâna ce vine, ci cealaltă săptămână, vom avea în parcul la scena din parcul din Deta, vom avea două seri de evangelizare. Așa cum vă spuneam, ne dorim să ieșim dintre pereții acestei biserici și să mergem acolo unde oamenii sunt. Pentru că uneori oamenii greu vin în mijlocul nostru și atunci soluția este noi să mergem la ei. Iar în colaborare cu Asociația Holy Fire, cu fratele Florin Pop, așa cum unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut atunci când a fost la noi în a doua zi de Rusalii, am hotărât și am pus la cale aceste două zile de evangelizare. Deci, miercuri, nu asta, ci cealaltă, deci în 12 și joi, în 13 iulie, vom avea două zile de evangelizare, două seri de evangelizare, unde ne dorim din toată inima ca Domnul să fie acela care să reverse har și tot mai mulți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Aceste întâlniri vor avea loc de la ora 19 seara, deci cele două întâlniri vor avea loc de la 19 seara, de la 7 seara. Și în sensul acesta, aș dori ca Domnul să fie acela care să ne ajute să putem să ne bucurăm de această lucrare. Vreau să vă spun câteva lucruri cu privire la această evangelizare. Dragilor, întotdeauna când se organizează o evangelizare, va trebui să înțelegem că aceasta nu este doar a unei asociații, a unui om sau a unui grup de oameni. Ci această lucrare este a întregii biserici. Și mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute să fim implicați cu toții în această lucrare. În primul rând, chem toată biserica și pe fiecare dintre noi să ne unim în rugăciune zilnică și în post pentru această lucrare. În fiecare zi, dragii mei, de astăzi până la ziua și zilele de evangelizare, în fiecare zi vă invit să ne facem timp, să ne rugăm pentru această lucrare, ca Bunul Dumnezeu să deschidă cât mai multe uși, ca tot mai mulți oameni să fie expuși Evangheliei, să fie cercetați de Domnul. Vă invit să ne rugăm insistent înaintea Domnului, cu pasiune înaintea Domnului, arzând pentru oamenii aceștia, știind că Domnul poate să intervină în dreptul lor și să le aducă mântuire. Domnul poate să facă lucrul acesta. De aceea, începând de astăzi, până joia viitoare, să nu ne oprim din această rugăciune, ci în fiecare zi, fiecare cum puteți, dimineața, la mia sau seara și de mai multe ori pe zi, dar cel puțin o dată pe zi, să avem o astfel de rugăciune insistentă înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze cu har. Apoi, sigur, cei care pot, la libertate, să poată să-și aleagă o zi, sigur, cu biserica vom continua să ținem această zi de joi, de post, dar vreau să permit libertatea fiecare dintre dumneavoastră. Eu știu informații, să zic așa, că din biserică sunt persoane care nu doar în ziua de joi postesc, ci și în alte zile, Dumnezeu să-i binecuvinteze. De aceea, toți cei care mai aveți pe inimă, pe lângă ziua de joi și o altă zi, vă invit să ne rugăm și să postim ca Domnul să fie acela care să lucreze. Este o luptă spirituală aici. Ne luptăm pentru salvarea oamenilor din mâna celui rău. Și așa cum fratele Dragoș ne spune aici, Satana nu este neglijent o astfel de lucrare de evangelizare, ci va face tot ceea ce poate ca această lucrare să aibă un impact mic, să nu vină nimeni și din potrivă chiar să aibă poate un efect negativ. Dar eu sunt sigur că Dumnezeu va lucra. Eu sunt sigur că această lucrare va fi o lucrare în care Dumnezeu va
sensibilizează tot mai multe suflete și Domnul va duce mântuire în Deta. Pentru că ne rugăm de multă vreme pentru Deta. Am o promisiune din partea Domnului sub formă profetică că Dumnezeu va duce trezire. Eu cred că acum este vremea ca Dumnezeu să înceapă să aducă această trezire. Să ne rugăm insistent înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra. Al doilea rând, vă invit, dragii mei, înțelegând că această lucrare se face întotdeauna și cu anumite cheltuieli, vă invit să fiți sensibili la această lucrare, vă invit să fiți sensibili și din punct de vedere financiar și la acele dărnicii pe care le facem în cadrul bisericii noastre, să vă rugați lui Dumnezeu și Dumnezeu să deschidă inima în așa fel încât să contribuim și financiar la această lucrare. Sigur că această asociație va veni într-un număr mai frumos. Acești oameni sunt un grup de oameni care se vor implica într-un număr frumos, probabil undeva la 20 de tineri vor veni aici în câteva zile, care ne vom implica atât în distribuirea de pliante, în evangelizarea om la om. Se va lua efectiv toată Deta la pas, la picior, fiecare stradă, fiecare număr de casă va fi contactată sub o formă sau alta. Și sigur, aici sunt anumite cheltuieli. Vă invit să fiți sensibili la această lucrare pentru că ea comportă și anumite cheltuieli financiare. Rugați-vă lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să deschidă inima noastră și să dăruim cu bucurie și pentru această lucrare. Apoi, în al treilea rând, va fi nevoie și de implicare în ce înseamnă partea cu hrana acestor slujitori, acestor oameni. Sigur, am găsit cazare pentru ei, s-a rezolvat problema cu cazarea, dar e nevoie să pregătim și câteva mese. Aici surorile se vor organiza și vă vor contacta. Ceea ce vă îndemn este să nu vă, abțineți de la această lucrare, ci dimpotrivă. Atunci când vă solicit ajutorul, să faceți tot ceea ce puteți, fie cu una, fie cu alta, tot ceea ce este nevoie, poate de pregătit acasă, poate de aranjat mesele aici, sau tot ceea ce este nevoie, vă invit să vă implicați, dragi surori, pentru că este o lucrare minunată și credem că Dumnezeu va lucra frumos și în această lucrare. Iar apoi, în al patrulea rând, vă invit la o implicare activă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în zilele următoare voi primi câteva invitații de genul acesta și vom începe în primul rând să ne adresăm celor mai aproape de noi, celor care sunt din casele noastre, vecinii noștri, persoanele apropiate, să începem să le invităm pe ele să vină la aceste seri de evangelizare, cum spuneam, în 12 și în 13 iulie, să vină. Cel puțin să ne adresăm celor de lângă noi, apropiații noștri, colegilor noștri, celor cu care intrăm în contact mai des, să zic așa. În primul rând ne adresăm lor, iar apoi împreună cu frații de la Holy Fire ne vom implica și la ceilalți pe care nu-i cunoaștem. Dar sigur că ei nu vor veni poate la cei din casa dumneavoastră, ci noi avem datoria să ne implicăm la cei din casa noastră. Vă invit în sensul acesta să vă apropiați de cei care sunt din casele dumneavoastră, apropiații dumneavoastră, neamurile dumneavoastră și invitați-i la o astfel de întâlnire. Sigur că vă invit să faceți lucrul acesta și la cei care nu sunt neapărat din orașul nostru Deta. Cei care poate sunt din comunile apropiate, din satele apropiate, să ne adresăm și lor în așa fel încât și ei să poată să vină la aceste întâlniri. Sigur că vor fi anunțate toate bisericile care fac parte din comunitatea noastră, frații de acolo și prieteni care vor să vină să fie și ei prezenți la această întâlnire. Dar, sigur, este și datoria noastră, poate aveți neamuri, poate aveți cunoscuți care sunt și din alte localități. Nu uitați să vă adresați și lor și fie ca Domnul să lase har peste întreaga lucrare. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să însoțească această lucrare, să însoțească de la rugăciune și postul pe care îl avem. Duhul lui Dumnezeu să însoțească și dărnicia noastră, Duhul lui Dumnezeu să însoțească și mesele pe care le vom pregăti și Duhul lui Dumnezeu să însoțească și invitațiile pe care le vom face celor care îi vom chema la această părtășie. Domnul să lucreze și Domnul să lase îndurarea sa. Amin. Acum,